Luna martie, ziua a 29-a. Sfinții mucenici Marcu, episcopul Aretusiei, Chiril, diaconul și alți mucenici. Despre pătimirea cuviosului Marcu, episcopul Aretusiei, Sfântul Grigorie de Nazianz scrie în întâiul său cuvânt asupra urâtului de Dumnezeu Iulian Paravatul, astfel: cine nu știe ce i s-a întâmplat minunatului Marcu Aretusianul? Și povestirile cele despre dânsul, cine nu le pomenește? Acela, în împărăția Marelui Constantin, după stăpânirea cea dată atunci creștinilor, a stricat o capiște idolească și mulțime de popor de la rătăcirea păgânească la calea cea dreaptă a mântuirii a povățuit, nu numai prin chipul cel fără de prihană al vieții, cât și prin frumoasa grăire a vorbei. Pentru aceasta a fost de demult în multă ură și mânie la aretusienii cei iubitori de diavoli. După aceea, schimbându-se stăpânirea creștinească, iar puterea păgânească începând iarăși a crește și a se înviora, în acea vreme cumplită n-a scăpat de mâinile muncitorilor. Pentru că mulțimea poporului cel iubitor de diavoli, deși o vreme și-a stăpânit mânia după asemănarea focului ascuns în materie sau a unui râu oprit cu sila, însă dobândind vreme potrivită, precum focul se aprinde și râul iese cu pornire, astfel mânia și răzbunarea cea neoprită a poporului a început a se întinde îndată sub împăratul Iulian Apostatul. Deci văzând Sfântul Marcu pe poporul aretusienilor, care se ridicase asupra lui, că nimic bun nu gândește, s-a hotărât să fugă îndată, nu pentru că era cuprins de frică, ci ascultând porunca Domnului, prin care ni se poruncește a fugi din cetate în cetate și a da loc prigonitorilor, pentru că, deși creștinii sunt tari, viteji și cu răbdare, li se cade a se îngriji nu numai pentru a lor mântuire, ci și pe prigonitorii ai cruța, ca nu dintr-a lor răutate vrăjmășească, de care sunt plini, lor înșiși mai mare pierzare să-și înmulțească. Dar văzând pe mulți duși și târâți pentru dânsul, iar pe mulți de cruzimea cea cumplită a muncitorului petrecând în primejdie sufletească, bărbatul cel ales n-a suferit, ca pentru a lui fugă și pierzare, alții să se primejduiască. De aceea, mai bine și mai cu înțelepciune sfătuindu-se în sine, s-a întors. Și de bună voie, s-a dat poporului și împotriva vremii celei cumplite a venit ca la un război. Deci acolo ce fel de cruzimi nu erau, ce fel de muncă nu se scornea. Că din cei ce nevăleau asupra lui, fiecare aducea o deosebită muncă asupra Sfântului, ca la o adunare a tuturor muncilor. Și mai ales se întărâtau de vitejia Sfântului și se minunau de întoarcerea lui, socotindu-o nu ca o bărbăție în munci, ci ca o defăimare a lor. Atunci era purtat bătrânul cel sfințit, pătimitorul cel de bunăvoie, cinstit pentru bătrânețe, dar mai cinstit pentru viața sa îmbunătățită, prin cetate înaintea tuturor, în afară de prigonitori și chinuitori. Și era purtat prin cetate de toți, de oricare vârstă și rânduială, și chinuit de toți, de bărbați și de femei, de tineri și de bătrâni, și de câți rânduiau lucrurile poporului în cetate, și câți erau însemnați cu orice cinste. Și tuturor una le era sârguința, ca în mânie și în cruzime unul pe altul să se întreacă. Și toți socoteau a fi lucru mare ca să-l împresoare cu multe munci și să-l biruiască pe tarele nevoitor bătrân care se împotrivea la toată cetatea. Deci a fost târât pe ulițe, împins în noroi, adăugându-i la munci dosădirea cu ocară, fiind tras de păr și de celelalte părți ale trupului, de la copil la copil. Iar la locul cel de muncă fiind spânzurat și împins, împungeau aceia vitejescului trup cu cuțite și cu sulițe, având acea priveliște ca râs și jucărie, și cu niște unelte de muncire fluierele picioarelor lui le-au stăpâns până la oase, apoi cu oase de in foarte subțiri și foarte tari i-au tăiat urechile. După aceea, ridicându-l gol sus într-o coșniță, cu miere și cu grăsime ungându-l peste tot, la amiază fiind arșița mare de soare, albinele și viespile îl mâncau. Și cu cât fericitul, ca să nu zic pătimitorul lui trup, se topea de cumplitul zăduf al soarelui, cu atât mai mult pătimea de împungerea albinelor și a viespilor. Iar fiind bătrân cu anii, se arăta tânăr în acea nevoință de chinuire, neschimbându-și strălucirea feței sale, ci mai vârtos având o îndulcire din muncile acelea încât își bătea joc de muncitori. Încă și acest lucru vrednic de pomenire se povestește despre dânsul, că se mângâia văzându-se sus spânzurat pentru Hristos, iar pe aceea fiind jos. Și era cu atât mai sus de cei ce-l munceau, încât nicio durere nu simțea în sine,
ca și cum ar fi fost altul, iar nu el pătimind unele ca acelea. Și pătimirea sa o socotea fi slavă, iar nu primejdie. Dar pe cine o privelește ca aceea, nu l-ar fi adus la umilință, chiar de-ar fi avut prea mică milostivire și iubire de oameni. Însă nu se putea aceea de frica muncitorilor și mânia împăraților. Așa răbdând Sfântul pentru capiștea cea risipită, n-a dat niciun ban muncitorilor pentru risipirea aceea, de unde se vede că pentru dreapta credință a răbdat niște munci ca acestea. Căci până ce aretusienii au pus mare preț pe capiștea cea risipită, cerând ca ori tot prețul în aur să le dea, ori iarăși capiștea să le ozidească, s-a văzut Sfântul mai puțin pentru a sa dreaptă credință împotrivindu-se, decât pentru că n-ar fi putut să săvârșească cele poruncite. Iar după aceea, biruindu-i încet prin răbdarea sa și ei micșorând câte ceva din prețul acela până la atâta i-a adus, încât acum foarte puțin cereau de la dânsul, putând cu înleznire să le dea. Și cu împotrivire se certau între dânsii, încât unul se sârguia să biruiască, iar altul să fie nebiruit. Adică închinătorii de idoli voiau ca măcar ceva din prețul acela să le plătească episcopul, iar el niciun cât de mic ban nu voia să le dea, deși erau mulți aceia, care pe de o parte plecându-se spre milostivire, iar pe de altă parte, umiliți fiind de puterea lui nebiruită și nedomolită, erau gata să cheltuiască mai mult preț. Astfel s-a arătat Aievea că el nu pentru aur, ci pentru buna credință a intrat în nevoința pătimirii. Și acest Marcu a fost unul dintre aceia care, atunci când se pierdea neamul spurcat și păgânesc al urâtului de Dumnezeu împărat Iulian, l-a ascuns în taină pe acesta, care era încă tânăr prunc. Și pentru o pricină ca aceea, după dreptate, precum se pare, unele ca acelea pătimea și era vrednic de a pătimi mai multe, căci neștiind, pe răutatea cea atât de mare a toată lumea, a păzit-o de moarte. Și se vorbește că eparhul Aretusiei, măcar că era cu credința Elin, însă pătimirile cele de multe feluri ale Sfântului Marcu, neputând suferi a le vedea, a zis către împărat cu îndrăzneală: oare nu ne este rușine, o împărate, ca să fim mai pe urmă decât toți creștinii, că nici pe un bătrân n-am putut să-l biruim cu toate felurile de munci chinuindu-l? Și dacă al birui pe el nu este lucru slăvit sau cinstit, oare nu este cea mai de pe urmă rușine ca de la dânsul să ne ducem biruiți? Astfel erau rușinați și eparhul și împăratul de bărbăția creștinilor. Iar tirania aretusienilor ajunsese până la atâta groază și răutate încât întrecea pe toți. Și chiar și pe aflătorul și îndemnătorul răutății, pe diavol, îl covârșea. Iar Teodoret zice că aretusienii, văzând puterea cea tare a minunatului și sfântului bătrân Marcu, s-au schimbat în blândețe, minunându-se de răbdarea lui cea atât de mare și dezlegându-l l-au lăsat liber. Apoi, ascultând cuvintele lui cele învățătoare, au învățat sfânta credință și s-au făcut cu toții creștinii. Iar despre sfântul Chiril, diaconul, același Teodoret povestește astfel zicând: răutatea cea făcută de Elin în Fenicia, cine poate să o spună fără de lacrimi? Căci în cetatea Iliopolis, acel urât neam ce are de hotar Libanul, aducându-și aminte de Chiril diaconul, care pe când împărățea Constantin, aprinzându-se cu dumnezeiască râvnă pe mulți idoli ce se cinsteau în acea cetate, i-a sfărâmat, nu numai l-a ucis, ci și pântecele lui tăindu-l în bucăți, pe cele din lăuntru au îndrăznit a le mușca cu dinții de mânie. Însă nu a fost tăinuită fapta aceea de atot știutorul Dumnezeu, ci au luat vrednică pedeapsă pentru răutățile lor, căci câți au îndrăznit a face aceea, mai întâi de dinții lor s-au lipsit, toți până la unul căzând. Apoi și-au pierdut limbile, pentru că s-au împuțit și putrezind în gură, au căzut. Iar la sfârșit s-au lipsit toți de vederea ochilor, orbind. Deci cu niște primejdii ca acestea li s-a arătat puterea dreptei credințe cele adevărate. Iar în Ascalon și în Gaza, cetățile Palestinei, mai întâi la bărbații cei împodobiți cu cinstea preoțească, apoi și la femeile și fecioarele cele sfințite lui Dumnezeu, sfintecându-le pântecele, le-au umplut cu orz și le-au aruncat la porci spre mâncare. Așa o muncire fără de omenie au făcut păgânii aceia. Deci sfinților mucenici li s-au pregătit cu unile biruinței în împărăția lui Hristos, iar muncitorilor veșnică muncă în iad, care îi va apuca pe ei cu răsplătirea dreaptă a adevăratului Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, căruia se cuvine slava în veci. Amin.